Salutare, dragi colombofili, a revenit cu un vlog. Da. Din păcate, femeia de pescăruș mi-a făcut tricomonoză. M-a uitat ieri în cioc și, da, avea cel mălai. Am curățat-o de mălaiul ăla și i-a dat cu albastru de metil. Și acum urmează să-i dau o pastilă de metronidazol, un sfert de pastilă. Dacă nu e bun și într-o boartă, e bază de metronidazol. Da. Ieri am închis-o în boxa asta de aceea unde am avut pe ei închis înainte. Dar aseară i-am dat drumul ca că, bă, să mănânce și am uitat de ea. S-o mai închid, că am plecat la fotbal din nou și n-am uitat. Da, asta e seara asta, cu seara asta. Acum o iau și o bag unde băgam eu la pereche înainte. Și... o las acolo până se reface. Eu am văzut ieri cu un fulg în gură, în cioc. Dar mi-am dat seama după aia, bă, asta are tricomonă, sigur. De obicei, când porumbei mei aveau fulgi de ăștia în cioc, aveau tricomonoză. Aveau acel mălai. Da. Puiul ăsta a plecat din cuib. Dar nu știu de ce dracu. Ce ai, mă, și tu ai tricomonoză? Și pe tine te mănâncă tricomonoza? Hai că n-are. Nu știu ce a plecat el din cuib. Dar vedem acum ce va avea și ăsta, dacă trăiește sau moare. E vânăt. Da, și mă mir că din asta Maroc au lista. Uitați aici pe amândoi. Ies bine. Măi, eu oricum îi mai las până la iarnă acolo. Să scoată. Dacă văd că sunt tot vineți, tot vineți, îl împerichez pe el cu măsa. Care de jos e măsa. Cu aia trebuie să dea. Că doar din aia e scoasă. Din aia e scos el. El și... A, e și pescărușa. Mai că intră la loc. Intră la loc de ore, de seară. Aici avem două ouă. Nu le arăt că e masculul pe cuib și ăsta face... Ăsta le sparge până la urmă. Aici două ouă. Aici la de Timișoara tot două ouă. Unul al pescărușilor și unul al ei. Altele că se văd. Așa, aici două ouă, din ea și din acel vânăt năros. Deci ea e fică din asta. E fiesa. Singurul, deci prima dată când am avut-o, prima dată când am cumpărat-o pe ea, mi-a scos un singur pui. Pe ea. Pe asta. Ia, vă dați-mi voi că... Să sară și-o puțin ouăle. Ia, uitați-le. Două ouă. Să-i păcuiți. Aranjează-ți-le tu. Da. Aici pe jos avem pui. Ăsta de aici este din... Este de la perechea asta. Și ăștia doi. Așa, ai de aici doi, ăsta. Și vânătul ăsta, care nu prea se văd. Îi știți că sunt aia de acolo. Și vânătul ăla e frate cu ăsta. Numai că i-au crescut alții, pe el le-au crescut alți părinți. S-ar putea că o să-i dau. Dar vedem. Vedem. Mai că nu sunt sigur acolo să-i zbor, dar nu prea stau eu de ei. Să mă duc cu ei, că n-am cum. V-am zis, de când v-am zis că nu-mi place să zbor porumbei, când m-ați întrebat voi că de ce nu zbor porumbei, nu-mi place să-i zbor. Mă pasionează zborul și mai zbor. Și sufli, mă. Te uim că iar ai și tu tricomonoză. Păi schimb perechea dacă e pe așa. Și puiul ăsta îmi face tricomonoză. Că mâncare are, îl alimentează. Dacă și puiul ăsta moare de tricomonoză, schimb perechea. Vedem. Îi las pe aia să scoată și fac pe el cu masa. Cu aia de jos. Dacă e pe așa.
Și îmi scot puii cu comonoză. Sau termin cu ea, cu femeia de aceea. Dar nu știu care e. Masculul, dar nu cred că are asta de comonoză. Că altul care a murit la vârsta asta, avea gâtul umflat de mălai de la. La suflă și de aia. Să le pune vasul de metil în apă. Așa n-au deloc apă, fiți atenți. Au băut 5 litri de apă. În 3 zile. Deci, da. N-au nici mâncare, o să le aduc și mâncare. Mai vedem pui jucătorilor. Ce mai fac? Sunt amândoi, sunt. O, bă, hu, că nu-ți fac nimic. Ia uitați. Na, îi lăsăm aici. Așa. Deci în rest, hai că mergem să dăm drumul și la foiați, că lor nu le-am dat drumul. Păi am închis aseară, păi ăștia alța gaz, că băi, dar ce se întâmple, că e sus, nu mai e voliera veche, jos, să intre pisica. Dar aici sus nu are ce intra. Că pe tablă nu se urcă nimic. Poate să încerci horul să urce cât o vrea, că nu iese. Așa. Noi dăm pe afară. Pescărușul stă acolo. Am un vânăt pe acolo. Soldata aia că a întins-o, iar a fost pe aceea doar. Că am văzut-o. Ăștia au un pui. M-au uitat ieri pe live. Au un pui. La altul nu știu unde e. Da. Îi lăsăm și pe ei să iese afară. Cine ce să zic, cam atât cu vlogul ăsta. Deci haide să ajungem peste 40 de like-uri. Dacă ajungem peste 40 de like-uri, mâine postez un vlog nou. Și până la viitoare, voi a fost Eddie Pigeon, v-am salutat. Pa, pa!